Am ieșit la inspecție verde, ca în fiecare weekend. Azi ne interesează inelul principal. Să vedem centura internă a capitalei în ce stare este. Inelul ăsta principal nu e chiar inel. E așa, un semicerc. Se întrerupe mai ales în sectorul 5. Obiectivul cel mai important de pe șoseaua de centură e piața Obor. Piața Studenției mele. Gardieni, polițiști. Veghează ca lumea să fie cu măști, probabil. Și să nu se aglomereze foarte mult. Dar uite că se aglomerează și sunt și oameni fără măști. Să nu ne mirăm, o să avem tot mai multe cazuri de îmbolnăviri COVID și alte infecții respiratorii transmisibile prin strănut, tuțe, vorbă, strigare, atingere. Piața Obor pe timp de pandemie. N-am mai fost pe aici de câțiva ani. Nu pot să zic că nu s-a schimbat, dar e la fel de aglomerat. E ca și pază privată și bicicliști, ceea ce nu era altădată. Lângă primăria sectorului 2 avem un parc, un scoar verde, răcoros, cu multe bănci, cu toaletă, bun, și un monument cu Ștefan cel Pitic. Pentru că suntem pe trotuar, ducem bicicletele de ghidon. Când o să ieșim pe carosabil, le luăm între picioare. Sergiu e emoționat că a văzut monumentul domnitorului Moldovei. Tu crezi că el era sfânt? Da, ce scrie acolo? Că e Ștefan cel Mare și sfânt. Sfânt, da, și domnul Moldovei. Dar tu ai întrebat, la care e Moldova? Asta oare ceilalți? Atunci era o singură Moldova, cu capitala la Suceava. Firmă de pază. Șoferul doarme. S-a oprit tare periculos la trecerea de pietoni în rândul 2. Și de ce nu observă poliția chestia asta? Așa fel de opri total ilegal și încă și periculos. Am mai văzut la poliție, la jandarmerie, dar cei au girofară, cei au mașină specială, dar așa, cu RPG, se oprește la trecerea de pietoni, e cam penal. Trotuar pe șoseaua Mihai Bravo. Femeia cu copil s-a speriat și a plecat. Ia uitați-vă ce denivelări. Cât piciorul de om. Dacă ai călcat aici, aici rămâi. Asta e rampă de acces, adică pentru sinucide. Cât o fi unghi înclinația de vreo 30-35 de grade. Că în regulă spune că nu trebuie să fie lunecoș, să nu aibă mai mult de 9 grade. În piața Iancului am dat de sediul de campanie al Partidului Verde. Sectorul
el fă București. Ne gândim să le unim, să facem o zonă metropolitană. Închis că e weekend, dar în campanie electorală o să fie deschis non-stop, mă gândesc eu. Iată de ce trebuie coborâte bordurile la intersecții. Sunt unii care au mare nevoie de ele, coborâte. Podul peste Dâmbovița e singurul care nu permite accesul cu biciclete. Trebuie să o iei pe sub pod. Dar sub pod e mare aglomerație. Inclusiv de bicicliști. Pasajul subteran de la Piața Sudului tot are interdicție pentru biciclete. Bicicliști. Trebuie să urci pe alături și să aștepți la semafor. Ne cam discriminează. Primarul pervers din sectorul 4 ne-a băgat și un fluturaș frumos. Dar și niște tunuri de apă care seamănă izbitor cu niște penisuri care ejaculează încrucișat. Frumos, dar așa zic că biserica. Prefericitul, e de acord? Tunurile astea de apă văd că leitmotivul sectorului 4. Sper că e circuit închis și că nu varsă în ritmul ăsta apă din rețea, din sistem. Apă filtrată pe consum. Ar fi prea mare risipa și irațională. Totuși văd că la o rafală de vânt curge pe alături, se duce pe iarbă. Poliția cu girofarul pornit veghează ceva la trecerea de pietoni. Oricare misiune. Bagă frica în șoferi, în pietoni. Vreau să iei cu pula mare, adică eu vreau să fac un bine. Eu vreau să-ți fac bine și tot nu te duc. Întregi de București. S-a cam terminat centura pe aici. Ne-am rătăcit pe la șoseaua Giurgiului, dar iată am găsit un nor de praf. Un șantier nu tocmai izolat. Poluiază. Și ce credeți că fac? Evacuează gunoi de șantier. Ar trebui să stropească asta, să nu fac asta praf. Se pare că e ceva de stat aici.
Văd că lucrează angajați ai primăriei în uniforme. Scrie ADP. Oare ce o să facă? Niște locuri noi de parcare? Deocamdată vedem că fac praf. Da, iată și pe tractor scrie ADP 4. Sector 4. Cum scot cu degetul un pilon? Nor de praf. Trebuie să aducă apă și să stropească. În mod normal. Dar lor nu prea le pasă. Pe o stradă cu nume de soldat am găsit o mașină cu numere de Ialomita, care face un fum negru otrăvitor. Pe strada Luminișului găsim un garaj cu mașini de poliție. Dar vreo două autospeciale stau chiar pe trotuar. Cum vreți alți șoferi să respecte regulile dacă angajații mai ei parchează în halul ăsta? Trotuar acaparat. În fața secției de poliție. Unii adună semnături pentru... Imediat înțelegi că ai intrat în sectorul 5 când străzele se termină așa brusc și nu te avertizează că e o intrare. Mă enervează chestia asta. Când vrei să explorezi și intri într-o stradă fără ieșire. Strada Cidava, colț cu strada Rafiei. Ia uitați-vă ce groapă în mijlocul drumului. Imediat recunoști sectorul 5. E frumos așa? În alte sectoare n-au observat așa gherete, dar în 5-6 primarii Mutu și Florea și-au făcut buticuri pe stradă ca să-și afișeze muturile. La piața Ferentari, chiar dacă e sâmbătă, ora 11, nu prea vezi nici precupeți, nici cumpărători. Nu e ca în obor. Oare de ce? Puterea de cumpărare a oamenilor e mai mică? Sau și ăștia din sectorul 5 se duc la obor să cumpere? Pustiu și vraiește. Pare că primarul Florea și pe cei cu flori i-a trimis în cloace din piața Coșbuc. Cum vrea el artificial să îndrepte oamenii acolo unde nu-i atrage și nu-i interesant. Și curat nu s-a făcut aici de un veac. De la începutul mandatului de primar. Ca să vedeți cât de mult ține la simbolurile de stat, uitați-vă cum arată tricolorul.
de la piața Ferentari. Jalnic. Dacă ai chef să vii în parc lângă piața Ferentari pe la 11:30 și ai imprudența să te așezi pe banca asta și pe altele, riști să fii stropit din cap până în picioare. Poate că au făcut acum niște probe, niște teste, dar oricum e neplăcut. Am văzut și în sectorul 3 că făceau astfel de probe. Dar aici mai observăm că nici gunoiul nu strânge nimeni. E adevărat că și cetățenii vinovați au tomberoane, dar aruncă gunoiul pe jos. Da, dacă ar fi, uite și semințe, coș de semințe pe jos. Dar dacă ar fi mai civilizat sau dacă le-ar spune cineva să ducă gunoiul la tomberon și dacă ar mătura cineva din când în când, ar fi altfel. Ar semăna parc. N-ați văzut nimic cozele de la Lidl sau Kaufland. Uitați-vă coada la mini-market în sectorul 5. Și peste drum mai este un magazin alimentar, dar oamenii aleg ce-i mai bun. Gunoi ca în sectorul 4. Evacuat din Paști în Paști. Intersecție ca la biserică. Nesemnalată și foarte periculoasă. Mă rog de noi că suntem cu bicicletele. Blocuri de muncitori. Oamenii sunt nevoiți să ocolească chiar pe carosabil, să-și pună viața, sănătatea în pericol. Pentru că gospodarul ăsta cu numere de Ilfov și altul cu numere de București, ci care avarii au parcat așa, vis-a-vis de piața Rahova. Și n-avem poliție să le ceară socoteală. Excelent și gospodar. A fost la cumpărături. Dincolo celălalt cu număr de tele roman parcat pe loc pentru persoane cu dizabilități. Și acum amenda e mare. Dar cine să o aplice? Cine să-i ceară socoteală? S-a terminat avaria, gata. Și de peste om. Nesimțirea pe patru roți. Dar ar trebui să avem autorități care să impună regula. Ordinea. Rampă periculoasă, era să o prind femeia aceea cum urca foarte greu căruciorul acela. Nu ne place culoarea verde. Bravo, bine că vopsiți în verde. Altă intersecție, alți contravenienți. Are omul avarie. Fix pe zebra, trecere de pietoni. Și ăsta tot așa. Și aceia doi tot așa. Nu vine miliția să vă bage câte o amendă. Poate vreți o filmare și din sectorul 6, unde locuiesc și pedalez cel mai des. Asta e pista de biciclete.
desenată, probabil de opresc încă. Și nimeni nu a anulat-o, dar copacul ăsta se împotrivește. Și acolo pista de biciclete se termină. Cam asta e grija autorităților municipale, grija primarului Mutu pentru transportul ecologic alternativ. E a doua oară când ne despărțim la Guzganul Rozaliu, dar azi a fost a 8-a pedalare civică, sau putem să-i zicem verde. Că eu cu tricoul Partidului Verde. Mâine ieșim în obor să adunăm semnături. Vii? Da. Vine.